Salutare, dragi tovarăși, bine ați dat click la un nou vlog. Astăzi suntem în turneu, sunt la hotel. V-aș putea face acum un turul camerei, însă ca un adevărat roacer ce sunt eu, am cam făcut dezastru în camera de hotel. Asta e, sunt un roacer vlogger în turneu. Ce vă așteptați să las camera să fie în ordine? Ideea este că am venit și eu până la Târgoviște pe ideea că dacă tot am fost și v-am făcut vlog unde a trăit Ceaușescu la el acasă, dacă nu uit vă las pe undeva pe lângă capul meu videoul, m-am gândit hai să merg și unde a fost executat, că poate cine știe, acolo să ajung și eu să fiu executat cât de curând. V-am pus pe Instagram un pul din ăla să ghiciți unde m-am dus, n-a ghicit nimeni, bineînțeles. Vai de capul meu ce ciufulit sunt, da. Mersi. Mă pierdem și plecăm la drum, că avem treabă azi. Aș fi vrut să filmez și în tren, însă era o clasă întreagă acolo, în excursie, și aia mai trebuia să mă vadă copiii că fac vlog și apoi tot drumul tăbărau pe mine. Ești YouTuber, hai să ne facem o poză, fă-mi promovare, și am preferat să tac, să fiu mai anonim. Și pentru fetele care urmăresc acest canal, luați-vă parfumuri din astea, că miros mișto, adică... Bă, să știi că e gustul bun la... Bă, miroase a portocale? Agrefe. Deci, fetelor, dacă vreți să agățați, luați-vă din ăsta că e bun. Bun, hai că ne-am echipat. Adidas și mei de trece apa prin talpă, bifat. Șosete tocilar, bifat. Blugi ăștia scurs de John Cena, bifat. Tricou cu Assassin's Creed avem. Un lanț mișto, o bandană nouă și, bineînțeles, ochelarii mei de bombardier, care, apropo, îi aveam pe cap și când am urcat aici, noroc că am avut ochelarii, că am dat cu capul în tavan în loc să dau cu capul. Mi-am salvat capul cu ochelarii ăștia, recomand. Ochelari din Carrefour, ceva ieftin. Nu te doare sufletul dacă îi spargi când ai cu capul într-un vreun tavan. Poate mi-i bag în ochi acum. Gata. A? Ară fabulos sau nu? Ce să mai, gata. Toate gagicile din Târgoviște o să sară pe mine acum. Și e timpul pentru puțină istorie. Suntem la Curtea Domnească. Curtea Domnească? La Curtea Domnească suntem aici și acolo, în îndepărtare, mă rog, așa apare pe filmare, e turnul Chindie, care e destul de mare. Uite, aici ne zice ce voievozi au fost. Mircea cel Bătrân, Mihail, Dan al Doilea. Frumos. Cine dă bacul la istorie, poate să mai vină de aici să învețe cât un pic. Iar acestea sunt ruinele și se pare că avem și un tunel și să vedem ce zice aici. Mască obligatorie, păstrați aia astăzi de la pandemie, suntem vaccinați. Suntem mari vaccinați, nu mai avem treabă și... Ce era? Deci, dar cum scârții astea? Nu m-aș mirea să fie acolo un killer de pe DBD. Aici avem un aparat pentru cei pasionați de BDSM. Numai bun să-ți prinzi cariciu aici și după dai frumos la manivelă. Avem aici niște pietre cu alfabetul chiriric. Așa că cine știe rusă, să-mi traducă și mie. Și cum vii din ruine de acolo, te plimbi un pic și ai deja o priveliște genială. Aici e parcul Chindia, alte ruine acolo și presupun că e nocturna de la fotbal, doar nu de la biserică de acolo. Îmi place că la intrarea în turn avem și un doctor de ciumă. Îmi place cum arată balconul de acolo, parcă l-aș vedea pe unul din asta se înscrit cum sare. Dar n-are căpița de paie și își rupe gâtul aici în pietre. E timpul de făcut mișcare. Hai că avem vreo 300 de cărți de scăpe o suporcat. Pauză un pic. Avem și niște manechine. Era destul de înaltă lumea pe vremea aia. Te avea și arcul meu. Oh, hai din nou pe scări. Pauză din nou. Avem aici o schemă cu cam cum arăta cetatea. Arăta
acum nu mai e. Era tare să o bage pe Resident Evil Village. Da, am auzit că apare un DLC prin octombrie. Runda 3 de scări. Hai, ultima rundă de urcat scări. Gata. Ah. Bă, deci priveliștea asta e absolut genială. În partea aia sunt munții, cred că undeva în direcția aia ar trebui să fie Sinaia și Brașovul, încă se mai vede un pic de zăpadă și e un Lidl acolo, îi fac și reclamă. Și undeva în partea aia... Da, nu prea se vede bine când dau zoom, zici că e așa ca un fel de castel acolo, nu știu dacă o fi aia cetatea Râșnov. O să mă uit pe hartă când ajung acasă. Și în direcția asta se vede frumos orașul, ăsta e stadionul care pare încă în construcții și acolo mai e un teren, deși văd că pe ăla s-o juca fotbal. Undeva pe aici am venit și aici în depărtare tot Târgoviște, care e destul de măricel. Cred că e cât un sector din București. Țineți minte că a fost o știre că a scăpat un leu la Târgoviște. Ei bine, uite, l-am găsit. Cred că era pisica aia albă de acolo. Râdem, glumim, am ajuns la locul ăsta cu priveliștea asta chiar superbă, dar... Acum trebuie să cobor alea 7 miliarde de scări. Acum mergem la zoo să-mi vizitez neamurile. Ia uitați-l. Și am ajuns și la rudele mele, maimuțele. Avem și un pui de maimuță. Uitați-l acolo, se vede capul. Cam așa arătam și eu când eram mic. Adineori dădea țâță. Bine, mai sunt femei care umblă cu țâța pe afară și dau la copil pe stradă, dar asta e altă parte. O, ce urât face ăla. Ești nervos, Gogule? Mai ușor, bă. Niciodată n-am înțeles de ce babuinii au fundul atât de roz. Că nu stau toată ziua pe calculator ca mine. Mă rog, pe scaun. Cam dai pe lângă, nu crezi? Pe la vârstă la mic de-aia s-a rușinat. Că vor să facă numărul 2, intră acum că s-au rușinat, că-i filmez eu. Dar cred că asiste și la mic să vadă cum îi se fac copiii. Practic, cam așa arătau și părinții voștri când v-au făcut. Neața, ce faci? Hai, culcă-te la loc. Ia zi, mă, ți-e foame? Bagi în tine? Hai. Poftă mare, toți după ce ați scrieți la maimuța asta, poftă mare. Vă că au făcut și un nou struți ăștia. Mă, dar mari sunt. Sunt curios dacă n-or fi încercat vreodată să sară gardul, că nu-i chiar așa mare gardul ăsta. Ce faceți, mă? Se uită la noi. Da, se uită la noi așa. A văzut trei pletoși. Ce stă kangurul la umbră acolo? E și lui cald, îl înțeleg. Poate ne ia acum la box. Cred că acestea sunt niște porumbe pe steroizi, că am văzut găini mai mici decât porumbei ăștia. Mamă, dar cred că porumbei ăștia faci din ei o friptură, mănânci două zile cât de mari sunt. Auzi? Nu le uai că aia a scăpat atunci? Nu, nu, nu era asta, nu era, nu eu cred că era pisica aia de am filmat-o mai în spate. Categoric. Bă, dar ce doarme. Ce doarme tigrul acolo. N-are nicio treabă. Poate visează și el că se dă într-un carusel. Dacă îl trezesc acum, o să-i pună după la coadă iar. Acolo e hipopotam. Ce doarme. Mai aici e un pepene. L-a zdrobit, l-a făcut zop.
Bă, dar ce doarme. Dacă aș fi un animal, cred că hipopotam aș fi. Moș Martin, ce faci? Moș Martin? Hai să vă zic o glumă. Știți care este cel mai mincinos animal? Ursul. De ce? Că tot timpul zice mor, mor și nu mai moare. Și a săpat și niște peșteri pe acolo să doarmă. Se ascunde și el de soare. Bă, să nu mă muși, da? Hai, vină cu a răbas așa, vască, se uită la tine. Ce simpatic ești. Dar și ochii ăștia malefici așa. Goi, să mai crească un pic. Mă mir că nu mă mușcă. Sau nu-mi dă vreun corn acum. Acesta să-l mângâi. Știe că dacă mă mușcă, nu-l mai bag în seamă. Bă, mișto sunt țapii aia ce bărbeau așa, mai mișto. Aia cred că sunt cultul satanist acolo, vezi ce bărbi de roacere au. Poneiul ăsta are personalitate, stă la poze cu mine. Bravo, ești tare, vii să te mângâi. Nu că mă muști, ești bulangiu și mă muști. Da, coarnele are. Ce foame? Așa, bag iarba. Boss, stai că-ți dau eu frunza asta, ia. Ia, boss, frunza, bravo. Ia, mai iau o frunză. Îți plac frunzele? Ia uite ce mănâncă. Hai că îi plac frunzele. Bravo, bravo, bun băiat. Ți-e ciudă? Ți-e ciudă? Hai, dă-i frunză. Ia, ia și tu, ia, manocornutul, ia-o pe asta, așa. Bravo! Căprițe de-astea trebuie să-mi iau și eu la țară, că simpatice foc. Gata, suntem cei mai buni prieteni? Nu știu când mai vin, dar să fii cu minte, da? Să te faci un țap mare și să iei în coarne pe toți. Cred că e șeful lor, dar ce urât se uită. Mai este și un dinte de-asta pe afară, cred că săracul are niște carii și... îi lipsește o bucată din ureche. Cred că a avut cerceșii la smuls careva. Și aici avem nutri. Ia uite-le ce noată. N-au niciun stres. Așa viață să tot ai. Săraca cred că dă roată la tot perimetrul ăsta. S-o fi plictisit. Au ce drăguțe sunt cum în noată. Ia uite mă, mai fac și baie. Deci, dacă și nutrile astea, aceste rozătoare de apă știu să se spele, înseamnă că și noi roacării ar trebui să ne spălăm mai des. Dar uite, își dă frumos și pe cap. Am văzut un video pe net cu un animal din ăsta de se spăla, deci nutrie era. Ia uite, mamă, dar ce bine se spală. Așa, freacă, 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 să nu faci păduchi. Dă-i. Hai, freacă bine, freacă bine acolo la ouțe. Bă, nu-mi place cum se uită. Tare mie că-mi dă acum mare flegmă. Cred că își pregătește flegma. Hai să plecăm până nu ne scuipă. Cum era și în mitologia Moldovei, ia uitați aici zimbrul. Mă, dar cât de mare e. Și ca idee, fiindcă e un animal foarte mare și are o musculatură cât vreo 2 tauri, mai și are gardul electric. Acum sunt curios dacă îl scuipă lama peste gard așa când se enervează. Nu știu, dar pare că stă cam la pândă lama aia de acolo. Sunt curios, oare când unei fete îi spui că ai păr pe spate, oare așa te imaginează cum e și porcul spinos? Da. Da, cred că săracul a fost decapitat și după moarte. Și cam ăsta a fost și vlogul. Mâine dimineață trebuie să iau trenul să plec acasă. Ignorați faptul că sunt în costumul lui Adam, pentru că de-abia ce am ieșit din duș și mă simt fresh de parcă m-am născut pentru a doua oară. Mâine trecem unde a fost împușcat Ceaușescu, din păcate e o clădire care aparține de armată și e prin interior și nu știu dacă putem intra acolo să filmăm, să facem poze, dar măcar știu că e lângă gară. Sper că vă place ce am filmat și cam atât, vreau să mănânc niște pâine cu umbră de salam. Noapte bună tuturor!